Iarna a revenit în forță în România pentru că vortexul polar, care a făcut ravagii în Europa, a ajuns și în țara noastră. Meteorologii avertizează că temperaturile scad chiar și cu 15 grade Celsius, față de normalul perioadei, fiind specifice mai degrabă unei perioade de iarnă. Începutul lunii aprilie aduce temperaturi foarte scăzute și neobișnuite pentru această perioadă a anului, anunță meteorologii. Săptămâna a început cu o răcire neobișnuită puternică care a afectat întreaga Românie. Temperaturile au scăzut brusc, iar un ciclon mediteranean a adus precipitații pe arii extinse, inclusiv ninsori moderate și puternice în unele zone. Faptul care va aduce o răcire neobișnuită pentru această perioadă este un anticiclon extins peste vestul și nordul Europei. Dar ce părere au severinenii despre acest strop de iarnă din mijlocul primăverii? Rea, urâtă, atât pentru noi ca oameni, cât și pentru agricultură și în general pentru tot. Credeți că nu este o vreme favorabilă pentru agricultură? Momentan nu. Păi ce să... Ce ai pus în pământ rămâne acolo, ce a crescut acum... Putea fi afectat. Da. Păi îngheață ce să mai crește niciodată. Numai dacă pune din nou omul ăla. Și altă muncă și alți bani și uite așa, asta e viața. Cu timpul și timpurile, vremurile nu ne punem bune că... Ai scos din nou hainele din garderoba de iarnă. Uite, da, astăzi așa făcui. Chiar azi în noi asta mai groasă un pic, că tremuri ca naiba, ce să fac acum? Cu toate că va fi frig, există și o veste bună pentru agricultură. Sunt prognozate precipitații mai însemnate cantitativ de până la 20-40 de litri pe metru pătrat, inclusiv în regiunile afectate în prezent de secetă. În preajma florilor este posibil ca vremea să se încălzească ușor, iar maximele să depășească din nou 14-16 grade. Anotimpurile nu mai corespund cum era pe vremuri, iarna era iarnă. Primăvara era primăvară, de fapt, primăvara începea cam după jumătatea lunii martie, așa era pe stil vechi, cum spuneau bătrânii, dar primăvara și intra în drepturile ei, nu exista decalajele care sunt acum, vremea asta când e frig, când e foarte cald, care face nici pentru oameni, pentru sănătate nu e bună, pentru că sunt diferențele astea. Decalajul și de temperatură bruscă, care creează un disconfort pentru sănătate, pentru oameni. În condițiile acestea, cum credeți că va fi agricultura anul acesta? Deocamdată nu ne putem pronunța, deocamdată intemperiile sunt bune. De regulă, se spunea pe bătrâne, câte zăpada mai mare, cu atât recolta mai bogată. Acum nu mai avem zăpezi, iar ploile așa care sunt, ele sunt foarte bune. Pământul are nevoie de multă apă, dar plouă și dacă plouă repede, apa se duce la vale. Deci se duce la vale și nu intră în pământ lent, așa, ca să aibă pământul, să aibă abundență de unde plantele să-și tragă apa. Nu vedea ce va fi. Meteorologii nu exclud ca perioada rece să se extindă, iar săptămâna dinaintea Paștelui să fie mai rece decât de obicei. Vremea se va menține închisă și deosebit de rece pentru această perioadă din an. Temporar se vor semnala precipitații pe alocuri moderate cantitativ în regiunile estice și sudice și pe arii restrânse în rest.